Salvamările au explicat elevilor școlii George Enescu din Năvodari cât de importante sunt indicațiile pe care le dau pe plajă, ce rol are echipamentul cu care sunt dotați și la ce tragedii ar putea duce ignoranța. Totodată, copiii au învățat și ce semnificații au steagurile arborate pe litoral. Am învățat steagurile, regulile, ce trebuie să facem, ce trebuie să nu facem. Steagul roșu cu galben ne spune că salvamarea au venit pe mal, adică sunt pe plajă. Când este steagul galben, trebuie să avem grijă în apă, că sunt curenții mai mari și poate să ne tragă în larg. Iar dacă este steagul roșu, ne spune să nu intrăm în apă, că sunt curenții foarte mari și poate să ne tragă. Da. Tehnicile pentru resuscitare. Da, și cum să ne protejăm în caz că intrăm în apă și este foarte rece sau... Este util o astfel de oră pentru voi, elevii? Da. Și trebuie să fie făcute mai des? Da, fiindcă nu toți știu să înnoate și de multe ori intervine problema că pot să se nece. Se asumă foarte multe riscuri. Să nu ne necăm și ce înseamnă steagurile și ar trebui să fim atenți la salvamari. Elevii au avut ocazia să descopere cum se face respirația artificială. Palmele. Pe spate. În momentul ăsta am făcut hiperextensia gâtului. Cu cealaltă mână pensăm deget în nasul, cu două degete, mâna pe frunte, cealaltă mână vine pe bărbie, tragem ușor. Două respirații normale, ușor prelungite. Acțiunea face parte dintr-un proiect demarat de Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România, care își propune să prevină elevii în ceea ce privește riscurile la care aceștia se supun dacă ignoră avertismentele pe timpul sezonului estival. Am inițiat acest proiect pentru că asta vă aruncă ca salvamar și numai cu informațiile pe care le-am dat atât copiilor cât și celor mari, am putut să reușesc să-i convinc să meargă mai înspre mal și unde este zona de siguranță. Asta este. Ideea este să le expunem măsuri de prevenire în caz de accident și nec. Proiectul a început la Liceul Lazăre de Leanu din Năvodar și Școala Gheorghe Lazăr din localitatea Corbu și va continua în toate școlile din Năvodari, Corbu, Valului Traian și Palazu Mare.